je te comprends. Ya,
Cu doar 3 zile înainte să-și dispute trofeul Cupa României faza pe județ, Potaița și ISCT se întâlnesc în ultima etapă a Ligii a 4-a de fotbal. După ce Viitorul Feleacu și-a asigurat prezența la barajul de promovare prin victoria 6-2 contra celor de la Someș și la Pahida, Potaiței mai rămâne doar orgolul de a-și învinge marea rivală din orașul vecin. Sunt Florin Crișan și vă invit la ceea ce sper să fie un meci frumos între două echipe de tradiție din fotbal județean românesc, Potaița Turda și Industria Sârmii Câmpia Turzii. Suntem deja în minutul 7 al partidei, o singură ocazie importantă de gol la poarta celor de la Industria Sârmii Câmpia Turzii, însă David Adrian a tras pe lângă poarta apărată de Andrei Ursu. Să vă prezentăm și cele două echipe, începem cu oaspeții. ISCT-ul are în poartă cu numărul 1 pe Ursu, jucător de câmp cu numărul 6 Andrei Curia, numărul 5 Mihai Cicălăcean, 4 Mihai Moldovan, 13 Valentin Marcu, 7 Dorin Tescar, 8 Lucian Oroian, 11 Alin Cosma, 9 Alexandru Șoancă, 2 Alin Bucur și numărul 10 Florin Dan. De cealaltă parte, Dorin Suciu începe în poartă cu numărul 1 Lăcătuș Marcel, jucător de câmp cu numărul 4 Sergiu Nicoară, 17 Victor Soporan, 3 Iuliu Odvoș, 5 Sacaci Robert, 8 Alexandru Savu, 10 Alin Totăzan, 7 Silaghi Ștefan, numărul 11 Altidin Tot, golghetorul echipei, numărul 22 David Adrian și numărul 16 Eduard Lazar. Încă o ocazie pentru cei de la Câmpia Turzii, Florin Dan în duel cu Victor Soporan se descurcă foarte bine jucătorul celor din Turda și va fi depunere la margine pentru formația oaspete. Rezerve pentru cei de la Câmpia Turzii sunt numărul 17 Nicoară, 14 Oltean, 16 Alexandru Rusu, 18 Moldovan, 8 Paul Covaci, 15 Vasile Câmpean și numărul 21 Marcel Rus, cel care este și antrenorul echipei. De partea cealaltă, pentru postul de portar, Potaița Turda l-are în poartă cu numărul 33 pe Radu Litean, numărul 18 Zoltan Copan, din 19 Toria Constantin, 20 Urdă Bogdan și numărul 9 Lăcătuș Gheorghiță. Suntem în minutul 10 al partidei. În acest moment Potaița ISCT în continuare 0-0. După cum vă spuneam, Viitorul Feleacu și-a asigurat ieri participarea la barajul de promovare în divizia C, învingând cu scorul de 6-2 ultima clasată Someș la Pahida, astfel încât chiar dacă Potaița va învinge și va termina la egalitate de puncte, diferența se face la rezultatele directe, în care Viitorul stă mult mai bine având două victorii, 1-0 atât pe terenul din Feleacu cât și pe stadionul municipal din Turda. Se pregătește să execute lovitura liberă Alin Bucur, direct pe poartă Bucur, însă fără probleme pentru Marcel Lăcătuș. Degajează lung Lăcătuș în zona lui David, dar foarte bine se interpune Andrei Curia și reușește să respingă, recuperează Turdenii prin Savu. Foarte bine se întoarce Savu în fața lui Bucur. Totăzan pasă lung în adâncime pentru Alin Tot, ajunge primul Alin Tot, intră în careu pe partea dreaptă. Foarte bun tackling al lui Marcu, întoarce Alin pentru David, șut al puternic al lui David, însă în Mihai Moldovan și mingea iese în afara terenului, fiind corner pentru formația turdeană. Potaița are 99 de goluri marcate în acest sezon de campionat, fiind echipa cu cel mai bun atac de departe. Iată corner, execută Savu, însă într-o zonă în care nu se află niciun jucător turdean, reușesc să respingă fotbaliștii Sârme, recuperează Alin Totăzan. Silaghi scoate în margine pentru Savu. Se întoarce mijlocașul turdenilor, pasă înapoi pentru Totăzan în centru. Nicoară, încercare de lansare al Nicoară pentru Tot, însă este surprins în offside atacantul turdenilor. După cum vă spuneam, Potaița are 99 de goluri marcate în acest sezon de Liga 4 și doar 32 primite, având un gol averaj de 67.
De departe cel mai bun golvrat și iată, cu toate aceste lucruri, Potaisa nu poate termina mai sus de locul 2 al clasamentului, chiar dacă face legalitate de puncte cu Viitorul Feleac, o echipă care, după cum vă spuneam, și-a asigurat deja participarea la barajul de promovare, unde va întâlni echipa câștigătoare a Ligii a 4-a din județul Arad. Pe această cale și fotbaliștii Potaisa au transmis felicitări jucătorilor din Feleac, care au reușit un sezon, un retur absolut de excepție. Din 12 meciuri reușim să câștige 11 și terminăm la singur meci la egalitate. Iată, scapă Alin tot pe pătrunul în zona de 16 metri, șutează însă foarte bine. Se interpune Andrei Uțu și reușește să dețină în doi timp. Cum vă spuneam, Feleac a câștigat 11 partide din 12 posibile, făcând un singur rezultat de egalitate, 2-2, pe terenul celor de la Mihai Viteazu. De la această oră și Mare și Mihai Viteazu joacă pe teren propriu contra celor de la Armenopolis Gherla. Scorul este 1-0 după golul marcat de Vasilică Mercean în minutul 3. Un derby de clasament în acea parte a clasamentului. O zonă a clasamentului care afectează direct și pe Industria Sârmii Câmpia Tuzii, ISCT și Arieșul fiind la egalitate de puncte, 41 pe locurile 7 și 8. Încercare de șut de la distanța lui Alexandru Șoancă, mai încearcă o dată, însă balonul trece pe lângă poarta apărată de Marcel Lăcătuș și va fi repunere din coțul careului de 6 metri. Între primii 5 gorghetere ai Ligia 4-a, 3 sunt de la Potaisa Turda. Este vorba de Alinto, David Adrian și Ștefan Silaghi. Iar în primii 10 sunt 5 jucători de la Potaisa foarte buni pe atac, jucătorii Potaisei. Alin tot încearcă o pasă pentru Silaghi, însă foarte bine vine din spate Vali Marcu și reușește să respingă în afara terenului. Nu a fost Marcu, mă scuzați, ci Andrei Curia. Încă un corner pentru Potaisa, se execută de data aceasta David Adrian. În alt, în care e în zona lui Silaghi, însă mingea îl depășește pe Silaghi și ajunge la Iuliu Odvoș. Greșește Odvoș împreună cu Nicoadă și scapă cei de la ISCT pe contraatac. Cosma este la balon, talonat de Sergiu Nicoadă. Se izolează Cosma în colțul careului, însă este în cele din urmă faultat de Nicoară și va fi lovitură liberă pentru Industria Sârmei Câmpia Tuzii. Direct pe poartă, însă peste buturile apărate de Marcel Lăcătuș. Marți, cele două echipe se vor înfrunta în finala Cupei României, zona județeană, într-o partidă care va fi transmisă de asemenea în direct de Turda News. Iată o neînțelegere între asistent și central. Scapă jucătorul de la Câmpia Tuzii, însă foarte bine reușește să respingă Victor Soporan. Iată, chiar dacă asistentul a ridicat joc periculos, jucătorii Potaisei s-au oprit, însă centralul partidei, Dragoș Lunca, nu a fluierat nimic, astfel încât Vali Marco a putut să treacă de doi jucători și să centreze periculos pentru poarta lui Lăcătuș. După cum vă spuneam, centralul partidei este Dragoș Lunca din Cluj-Napoca, a ajutat la cele două tușe de Petrică Câmpeanu și Angel Todea, de asemenea din Cluj-Napoca. Tot din Cluj-Napoca vine și observatorul partidei Mihai Lucaciu. Reveni la meci, pasă în adâncimea lui Silaghi, însă foarte bine intervine Mihai Cecălăcean și recuperează la mijlocul terenului. Oroian, Bucur, din nou Oroian.
pasențe mijlocași și centrali, celor de la ISCT așteaptă practic pe jucătorii Potaisei să iasă la joc. Marcu, Cosma, Bucur, din nou Vali Marcu, se întoarce și pasează înapoi pentru Alin Cosma. Nu prea o soluție acolo în față jucătorii de la ISCT. Centrează în cele din urmă Marcu și iese greșit Marcel Lăcătuș și lovește pe unul dintre atacanții celor de la ISCT. Balonul ajunge din nou la Lăcătuș, degajează înalt, foarte bine însă respinge Mihai Cicălăcean. Oroian, 1-2 al lui Oroian cu Alin Cosma. Întoarce pentru Alin Bucur. Schimbă parte până la Andrei Curia. Încearcă să treacă acesta de defensiva gazdelor, dar foarte bine recuperează jucătorii Potaisei. Savu pasă în partea dreaptă pentru Alin Totăzan. Tot foarte bine se întoarce tot. Pasează în centru pentru Silaghi, însă prea lung și reușește să iasă Usu și să intervină. Bucur. Alex Șoancă, foarte mult a coborât vârful celor de la ISCT pentru a prelua mingi. Din nou Vali Marcu este singur în partea stângă de ataca celor de la ISCT, pasează foarte bine pentru Alin Cosma. Talonat Cosma de Soporan, întoarce până la Marcu, în concentrarea lui Marcu, respinge greșit Lăcătuș, însă cu noroc balonul revine la portarul turdenilor și reușește să prindă în celor din urmă fără probleme. Am intrat în minutul 19 al partidei, în continuare Potaisa Turda ISCT 0-0. Silaghi, faulta din spate Silaghi și este cartonaș galben văzut de Alex Șoancă, cred. Nu, Dorin Tescar este cel care a văzut cartonașul galben. Odvoș lansat din adâncime pentru David. Cu noroc balonul rămâne la David pe partea stângă de ataca Potaisei. Să vedem dacă va reuși centrarea. O face în zona lui tot, însă foarte bine respinge Mihai Moldovan. Bucur atacat din spate de Totăzan, se descurcă jucătorul Sârmei. Are spațiu Bucur în partea stângă. Pasează în centru, însă foarte bine iese din defensivă Iuliu Orvo și reușește să respingă. Recuperează repede jucătorii de la ISCT prin Oroian. Încercare de pasă bună a lui Florin Dan. Însă jucătorii Potaisei recuperează. Alin Toț capă singur de el cu Mihai Moldovan. Să vedem dacă reușește să treacă jucătorul Potaisei. Iată, este deposedat fără foul de Mihai Moldovan. Foarte bine s-a descurcat fundașul central al celor de la ISCT. Are spațiu Marcu pe partea stângă. Totalona de Savu. Foarte bine se descurcă Savu și reușește în cele din urmă să recupereze. Nicoară. Este nou offside însă Alin Toț, care nu s-a mai retras după faza trecută și Savu trimite greșit. Balonul ajunge din nou la portarul celor de la ISCT, Andrei Ursu.
la stadion adâncimea lui Bucur până la Florin Dan, însă este surprins în offside jucătorul celor de la ISCT. Mă uit acum. Da, eu creștem foarte bine. Bine, bine, bine. Bine, bun să trăiți. Recuperează bine jucătorii de la ISCT, lansat din adâncime, însă Victor Soporan reușește să intervină. Centrat din care însă balonul poposește în brațele lui Lăcătuș. Savu pasă înapoi pentru Sacaci. Din nou Lăcătuș, am intrat în minutul 24 al partidei de la de pe stadionul municipal Potaisea Turda ISCT 2-0. Iată la Mihai Viteazu, Ionuț Mercean în minutul 16 face 2-0 și are și Mihai Viteazu se îndreaptă spre o victorie importantă în această ultimă etapă a sezonului 2015-2016. Iată sedentul celor de la Potaisa se aștepte la joc pe jucătorii SCT-ului. Silaghi avasează, Silaghi pasează în partea stângă pentru Eduard Lazar, însă pasa lui Silaghi a fost mult prea puternică și balonul a ieșit în afara terenului. Sunt aproximativ 100 de oameni pe municipalul Turdean în acest derby al zonei dintre Potaisa și ISCT. Alin Bucur. Un doi cu șoanca lui Bucur, foarte bine se descurcă jucătorii celor din câmpia toți, însă Iodvoș îi urmărește, iată, de pe partea stângă și reușește să recupereze balonul doar pentru moment. Duel tare între Marcu și Tot, câștigă Turdeanul. Pasa lui Tot lungă, însă este surprins în offside Adrian David și va fi lovitură liberă indirectă pentru ISCT.
În primul meci al etapei disputat al altăieri, Someșul Gilo a trecut pe teren propriu cu scorul de 2-0 de Vulturul Mintiu Gherli, reușind astfel să-și asigure locul 8 al clasamentului. Mihai Moldovan, Marcu, foarte mult se invită la joc cele două echipe, practic, în așteptarea partidei de marți din finala Cupei României, o partidă ce se va desfășura pe terenul celor de la Ardealul Cluj-Napoca în cartierul Someșeni. Ea recuperează jucătorii Potaisei, Savu, Odvoș. Pas în adâncimea lui Odvoș pentru David, însă reușește foarte bine să interpună ce Călăcean și trimite înapoi balonul până la Uțu. Alin Bucur. Se filmează asta de nu s-au zis. Asta s-au zis. Mihai Moldovan. Mene în ce-ți minte eu chiar. Asta e jocul minte eu chiar. Bine. Bine. Savu prelungește pe spate până la Silaghi, pasă bună lui Silaghi pentru David în partea stângă, talonat Davide Cicălăcean. Trebuie să se întoarce, însă se pierde momentul bun, trece în cele din urmă David și este faultat de Cicălăcean și va fi cartonaș galben în momentul 28 pentru Mihai Cicălăcean, unul dintre cei mai experimentați jucători de la Câmpia Turzii. Lovitura liberă va fi executată de Alin Totăzan. Doar 3 jucători a dus Putai să încareu la această fază, tăpată cu Silaghi în acest moment. Centrare înaltă a lui Totăzan, însă fără probleme pentru Andrei Ursu. Recuperează încă o dată Odvoș, foarte bun jocul în această primă jumătate de ora lui Iul Odvoș, care a recuperat foarte multe mingi în propria jumătate și a ajutat și pe faza ofensivă. Victor Soporan, Nicoară. Încă o dată jucătorii Potaisei îi așteaptă pe oaspeți să iasă din propria defensivă. Savu deschide pentru Silaghi, îl are în stânga, în dreapta Silaghi pe tot, însă nu dă drumul la pasă. În cele din urmă încearcă pasa pentru tot, talonat de Marcu Tot, centrare bună în care a lui tot înspre Totăzan, dar greșește reluarea Alin Totăzan și ocazia imensă la poarta lui Iuțu din 5 metri. Totăzan nu a reușit, iată, să trimită mingea în poartă. Tescar, Vali Marcu, din nou în spate pentru Dorin Tescar, pasă lung în adâncime pentru Bucur, talonat de Robert Sacaci. Se întoarce bine Bucur, însă nu se deslipește de Sacaci, centrarea lui Vali Marcu în zona lui Șoancă. Se întoarce bine Șoancă și șutează, însă peste poarta apărată de Marcelă Cătuș și va fi lovitură de colț pentru ISCT.
O primă repriză fără prea mare ocazie, de iată se bate lovitura de la colț în spate, însă șo de la distanță pentru ISCT, dar scapă, iată, Lăcătuș, balonul în față și se deactivează poziția de offside. Greșeală mare a lui Lăcătuș la acest șut a celor de la ISCT. Iată, între timp, pe stadionul din Areș Mie evitează Armenopolis, a redus din diferență minutul 24, este 2-1 pentru Mihai Viteazu. S-a avut în spate discant până la Soporan, însă se descurcă fundașul central al celor de la Potaița. Lazar. Pasă lungă a lui Lazar până la tot, dar foarte bine recuperează oaspeții Silaghi. Se întoarce Silaghi, ține prea mult de balon, însă mijlocașul turdenilor și trebuie să-l trimite înapoi până la Savu. Victor Soporan îl are în dreapta, Soporan pe Sergiu Nicoară. Scapă Soporan de un arvețar și pasează greșit, însă la Uțu avea o pasă mult mai simplă în partea stângă pentru Alin Tot, complet nemarcat în zona de 16 metri, însă balonul s-a dus vertical și nu a avut Uțu nicio problemă în a-l controla. Florin Dan scoate în stânga pentru Bucur. Centrarea acesteia în zona lui Oroian. Duel cu Odvoș, Oroian șut, însă pe lângă poarta apărată de Marcel Lăcătuș, și iată ocazii importante pentru ISCT. Toate venite după centrări de pe partea stângă, în special de la Vali Marcu. Nicoară trimite în spate periculos până la Lăcătuș, dar se descurcă portarul turdean, salvează Alin Tot cornerul și degajează înalt Victor Soporan. Recuperează ISCT prin Bucur. Tescar. Cu exteriorul Tescar, însă se interpune foarte bine Nicoară și va fi lovitură de la margine pentru Potaița Turda. Aruncare lungă a lui Nicoară până în zona lui Davida, se descurcă foarte bine Mihai Moldovan și Tescar scoate în centru până la Oroian. Foarte încălcit jocul la mijlocul terenului, destul de puține ocazii în această primă repriză de joc. Ceva mai mare pentru Potaița Turda după ocazii de minutul 2:30, însă fără mare impact pe tabela de marcaj. Se recuperează din nou jucătorii Potaisei prin Sacaci, Savu, Nicoară. Încercat de dribling al lui Nicoară, însă recuperează foarte bine Vali Marcu. Are spațiu Marcu pe partea stângă de atac, trei jucători în careu, însă centrează pe la prima bară și reușește să recupereze Savu. Totăzan. Pasă bună a lui Totăzan, însă este surprins David în poziție de offside și se duce o ocazie importantă pentru Potaița. Am intrat în minutul 35 al partidei. Potaița Turda Industria Sedmei Câmpia tot zi 0-0. Pasă lungă în adâncime pentru Cosma. Centrarea lui Cosma, dar foarte bine se interpune Soporan și va fi din nou lovitură de colț pentru ISCT. Ah,
Va executa același marc cu lovitura de colț. În zona careului, iată, bară direct din corner a trimis Vali Marcu, după o greșeală, încă o greșeală a lui Lăcătuș. Mingea însă a lovit bara de la colțul lung al porții apărate de Marcel Lăcătuș, de la distanță și de data aceasta intervenție foarte bună a lui Marcel Lăcătuș. Un mult mai bun finalul de repriză pentru ISCT. Încă un corner trimite Marcu înapoi în spate. Centrează, însă foarte bine reușesc jucătorii Potaiei să se descurce și Otvoș trimite greșit, însă până la Curia. Recuperează David, foarte bine avansează David, trece de Alin Bucur, însă își prelungește prea mult balonul și mingea iese în afara terenului. Moldovan. Descar. Voroian. Alex Șoancă. Lansare în adâncime a lui Șoancă pentru Alin Cosma. Preia, însă foarte bine a ieșit Marcel Lăcătuș și a reușit să prindă balonul. Foarte bună pasă, însă pentru Alin Cosma, din păcate, preluarea acestuia a fost una greșită. Alin tot pe partea dreaptă. Centrare bună a lui tot în zona lui Silaghi și este 1-0. Gol Potaisa! Foarte bună centrarea lui tot și de asemenea reluare perfectă a lui Silaghi și din minutul 38 Potaisa Turda deschide scorul pe Municipalul din Turda. După golul lui Silaghi. Centrare foarte, foarte bună a lui Alin tot și din 7 metri Silaghi a pus capul pentru 1-0. Și pe terenul Dimea Viteazu s-a marcat același Vasilică Mercean, cel care a deschis scorul în minutul 2, a marcat și pentru 3-1 în acest moment. Așadar, din minutul 38, Potaisa ISCT 1-0 și oaspeții sunt nevoiți să se deschidă, să atace cu și mai multă durere decât au făcut-o până acum. Au avut ocazii importante pe finalul primei reprize, însă doar ghinionul și la o fază Marcel Lăcătuș au făcut ca scorul în acel moment să rămână 0-0. Și pe fondul unui dominări a celor de la ISCT, Potaisa a reușit să deschidă scorul prin Ștefan Silaghi. Soporan. Totăzan. Autorul golului Silaghi se întoarce bine, pasează în centru până la Savu. Soporan întoarce până la Socaci și la Lăcătuș în acest moment. Din nou Victor Soporan, atacat de Alex Șoancă, să vedem dacă se vreau scurca jucătorii Potaisei, să-i trimite pe margine până la Nicoară. Mai departe pentru tot, foarte bine s-a întors tot cu Vali Marcu în spate. Este talona de mie Moldovan și foarte bine se descurcă din nou jucătorul celor de la Potaisa, care este și faultat de Alin tot. Este a doua intervenție foarte bună reușită de Mihai Moldovan în fața lui Alin tot pe durata acestei prime reprize. Avansează cei Călăcean, trimite pentru Florin Dan. Balonul ajunge la Oroian. Descar. Pasa lui Descar pe partea dreaptă, însă Andrei Curia scapă balonul în afara terenului și va fi repunere de la margine pentru Potaisa. Suntem în minutul 41. 1-0 pentru Potaisa Turda. Iată și la mea Viteazul s-a mai marcat încă o dată. Andrei Goia de data aceasta a marcat pentru 4-1.
după un final de retur mai slab pentru Arieș, mi-a evitează. Iată, conduc cu 4-1 pe Armenopolis. Gherla scapă Alin Tot pe în zona centrală, pasează însă greșit Alin Tot pentru David, putea să continue singur Tot. Însă ales să paseze și balonul va fi repus din colțul cadrului de 6 metri de Andrei Urs, o ocazie importantă din nou pentru Potaisa. Oroian pasă pentru Vali Marco, are spațiu Marco pe partea stângă, nu este atacat de nimeni. Alin Bucur în centru pentru Oroian, ce călăcean, iată avansat fundașul central al celor de la ISCT, Andrei Curia. Pasă bună a lui Curia pe partea dreaptă, însă greșesc jucătorii celor de la ISCT și recuperează Savu. Alin Totăzan pasă pentru Alin Tot, atacat de Mihai Moldovan, scoate centru pentru Totăzan și pasă din prima, însă greșită a lui Totăzan, reușește să recupereze Lucian Oroian. Din nou Oroian la balon, joc încălcit în aceste momente la mijlocul terenului, un joc care îi convine Potaisai, care așteaptă pauza, mai sunt doar 2 minute până la finalul primei reprize și Potaisa conduce pe ISCT cu 1-0. Cosma recuperează Saka și balonul ajunge la Silaghi. Nicoară pasă pentru David, talonat de Cecălăcean David. Foarte bună acțiune, intră în care o centrează, însă prea în față pentru Alin Tot, care însă recuperează balonul pe partea dreaptă, talonat de Bucur, în concentrare a lui Tot, însă în zonă se află doar Cecălăcean și reușește să respingă balonul până la Odvoș. Singur Odvoș la centrul terenului șutează, însă în blocajul lui Lucian Oroian și balonul iese în afara terenului, de unde va fi repus de formația gazdă. Trimite în spate Odvoș și balonul ajunge la Lăcătuș. Soporan cât așteaptă jucătorii Potaisei florilor de final al primei părți, suntem în minutul 44. 1-0 pentru Potaisa după golul marcat în minutul 38 de Ștefan Silaghi. Pressing în doar un singur om pentru ISCT și degajarea lui Lăcătuș ajunge la picioarele lui Vali Marcu. Oroian pasă bună lui Oroian înspre același Vali Marcu, dar foarte bine este din defensivă Victor Soporan, care este faultat de jucătorul Sârmarilor. Soporan, Silaghi, se așteaptă jucătorii Potaisei, nu mai atacă poarta lui Ursu și în acest moment nu s-a auzit un fluier, însă se pare că nu a fost fluierul de final al primei părți. Nicoară. Și în acest moment este fluierul de final al primei părți, Potaisa Turda ISCT 1-0 după golul marcat de Ștefan Sila, minutul 38. Vom reveni după 15 minute din nou pe stadionul municipal din Turda cu repriza a doua partidei Potaisa ISCT. 3 și la încălzire și Gheorghiță Lăcătuș, jucătorul Potaisei, care în ultimele 4 sau 5 etape nu a evoluat fiind accidentat. Este o veste bună pentru antrenorul Dorin Suciu,
Lăcătuș fiind unul dintre golgheterii echipei. Minutată minutul 54 al partidei de pe Municipalul din Turdan. Potaisa îi secete în continuare 1-0 după golul marcat de Ștefan Silaghi în minutul 38. Avasează Vali Marco pe partea stângă, însă se interpune din nou foarte bine Victor Soporan. Florin Dan încearcă să centreze în care însă doar Șoancă se afla în care și reușește să respingă jucătorii Potaisei. Se face o schimbare la ISCT, va intra cu numărul 15 Vasile Câmpean în locul lui Alin Cosma, jucătorul accidentat ceva mai devreme. Repunem de margine pentru ISCT, însă foarte bine recuperează jucătorii Potaisei, însă Sergiu Nicoade greșește degajarea și mingea iese în afara terenului. În continuare pe terenul din Mihai Viteazul, Arieșul conduce pe Admanopolis Gher la scor 4-1. Alin Bucur, însă foarte bine reușește să recupereze Savu Silaghi. Se întoarce bine Silaghi Orvoș. Recuperează Curia, Șoancă. Din nou Curia. Oroian. Pas în adâncime al lui Orian, foarte bine se descurcă încă, însă Rareș Socot și balonul este scos în afara terenului de jucătorii câmpiei. Scurt Orvoș până la Robert Socot. Greșeala lui Robi Socot, care a încercat să paseze înspre Lăcătuș, dar mingea se îndrepta spre corner, a fost recuperată de Sergiu Nicoară. Joc mai slab în acest debut de repriză secundă. Jucătorii se așteaptă unul pe altul și multe greșeli la mijlocul terenului. Recuperează Silaghi, Savu, Edward Lazar. Talona de Curia, Lazar în partea stângă, la repede David în centru. Silaghi. Savu. Din nou Silaghi. Încerca de pasă peste a lui Silaghi, însă mingea ajunge în brațele lui Iursu. Și trimite balonul în afara terenului acela sau cu acenduielul său cu Bucur. Recuperează repede jucătorii Potaisei prin Savu. Scoate în centru Savu până la Silaghi. Alin Totăzan, are spațiu Totăzan, pasează în adâncime, însă din nou prea puternic pentru atacanții gazdelor. Tescar. Șut de la distanța lui Oroian, cred, iată s-a și accidentat și va fi depunere din colțul careului de 6 metri pentru Potaisa. Thank you.
Pasă lungă lui Nicoară în zona lui David. Ataca David Molovan reușește să șuteze, însă pe lângă poarta apărată de Ursu și am intrat în minutul 60 al partidei. Potaisa ISCT în continuare 1-0 după golul marcat de Ștefan Silag în minutul 38. Cecălăcean Bucur. Talona Bucur de Savu trece jucătorul câmpiei, însă pasează greșit, recuperează Soporan, Silaghi. Doar în stânga pe Lazar, foarte bine, însă pasează spre David. David înspre Alin Tot, scapă singur Tot, însă pasează greșit pentru Silaghi. Putea din nou să finalizeze Alin Tot, este a doua fază în care nu finalizează Alin Tot și încearcă o pasă. Era singur perpendicular pe partea lui Ursu. Se mută acțiunea la partea cealaltă. Vali Marcu. Bucur, șuta lui Bucur la 20 de metri, însă fără probleme pentru poarta apărată de Marcel Lăcătuș. Degazare greșită a lui Lăcătuș, recuperează Alex Șoancă, însă șutează peste poarta apărată de Lăcătuș. Scut Lăcătuș până la Socaci. Silaghi. Foarte bine se recurcă Silaghi, Alin Totăzan. Pasă în dreapta pentru Tot. Schimbă partea Tot până la înspre Lazar, însă balonul ajunge la Ursu. Șoancă. Bucur. Ce surpriză! Oroian. La din stânga Oroian pe Curia. Trimite însă în centru spre Șoancă. Acum ajunge balonul la Curia pe partea dreaptă. Ataca celor de la ISCT, centrare înaltă în care însă balonul este în afara terenului și va fi depus din colțul careului de 6 metri de Marcel Lăcătuș. Degajează Lăcătuș. Recuperează repede jucătorul ISCT-ul, însă doar pentru moment balon ajunge la Sacaci. Totăzan în spate pentru Nicoară. Din nou Totăzan, duel cu Moldovan, însă se descurcă și de data aceasta fundașul central al celor de la ISCT. Oroian cu exteriorul. Oroian până pe partea stângă la Vali Marcu, are spațiu Marcu. Este talonat în acest moment de Sergiu Nicoară, se întoarce. Pasează în careu pentru Florin Dan. Șuta lui Florin Dan însă reușește să respingă Sergiu Nicoară și Robert Sacaci și cer un penalti jucătorii celor de la ISCT, însă intervenția a fost curată a lui Nicoară. Va fi depunere de la margine pentru Industria Sârmei Câmpia Turzii. După cum vă spuneam, cele două echipe se vor întâlni și marți în finala Cupei României, zona județeană.
Este o ocazie bună pentru cei de la ISCT, balonul la Odoian, șutează Odoian și este 1-1. Nu a reușit să intervină nici Robert Sakac, așadar din minutul 59 Odoian reușește să egaleze după o respingere a lui Lăcătuș. Balonul ajunge la 16 metri și Odoian se face în poarta goală și cu toată opoziția lui Robert Sakac. Scorul este 1-1 în acest moment. Însă, după cum vă spuneam, nu s-a simțit rău tare în acest joc, nu este un derby cum era în urmă cu câțiva ani. Poate cele două echipe se și menajează pentru finala Cupei României, zona județeană, care se va disputa marți pe terenul din Someșeni. Odvoș, Lazar, pasă bună lui Lazar până la Silaghi, pasă Silaghi, lasă singur pe David cu Duțu, avansează și încearcă să trimite mingea printre picioarele lui Uțu și reușește să respingă jucătorul celor de la portarul celor de la ISCT și se acolo de lovitură liberă indirectă pentru Ignus Iasărnei Câmpia Tuzi, ocazie importantă pentru Potaisa. Iată balonul, acțiunea se mute la cealaltă poartă, însă de data aceasta iese bine Lăcătuș și respinge până la centrul terenului Savu. La din partea stângă Savu pe Lazar, Silaghi, intră în careu Silaghi, talonat de Cicălăcean, pasează în centru până la David, șuta lui David și bade gol Potaisa, minutul 61 al partidei, David marchează cu un șut de la aproximativ 17 metri. Șut extrem deplasat lângă bară. Și din minutul 61, iată la doar 2 minute după ce ISCT a reușit egalarea. David marchează și readuce formația turdeană în avantaj. Acțiune foarte frumoasă a lui Silaghi, care a scos balonul perfect la marginea careului mare. Așadar, din minutul 61, Potaisa Turda, Industria Sărmii Câmpia Tuzi, 2-1 după golurile marcate de Silaghi și David pentru Potaisa, respectiv Lucian Orean pentru Industria Sărmii Câmpia Tuzi. Șoancă Orean, pasă în adâncimea lui Orean foarte bine, însă recuperează Odvoș, Silaghi spre Totăzan, are spațiu Totăzan, pasează pe partea dreaptă pentru Alin Tot, avansează pe stânga Nedor Lazar, tot duel cu Moldovan, trece de data aceasta Turdeanul, centrează, însă balonul este recuperat de Mihai Cicălăcean. Vali Marcu avansează foarte bine, Marcu nu este talonat de niciun jucător, pasează însă greșit înspre Alex Șoancă și balonul este respins de Iuliu Odvoș. Savu, Odvoș pentru David, scapă din nou singur David cu Ursu, șutează însă reușește să respingă Ursu și de data aceasta foarte bună intervenția portarului celor din Câmpia Tuzi. Șoancă scoate în centru până la Oroian, Descar pasează pe partea stângă la Vali Marcu, are spațiu Marcu, se întoarce însă și balonul ajunge din nou la Tescar, șut de la distanță însă peste poarta apărată de Marcel Lăcătuș. S-a marcat și pe terenul din Mihai Viteazu, poate și Mihai Viteazu, Armenon Polis Gherla, este 5-1 în acest moment.
Odvoš. Silagi. Lazar un doi cu Silagi se descurcă foarte bine și cătătii pe Taise, însă Curia, iată, reușește să recupereze ce Călăcean. Greșit, balonul ajunge la Savu. Lansare în adâncimea lui Savu înspre Alin Tot, dar este surprins în offside atacantul celor de la Potaisa Turda. Bucur. Șoancă. Oroian. Tavasează Oroian. Pasă pentru Câmpean, care însă trage mult peste poarta apărată de Marcel Lăcătuș. S-a marcat încă o dată pe la Mihai Viteazu. Iată, este 6-1 în acest moment pentru Areș Mihai Viteazu. Pentru toate datările din ultimele etape, iată, Areșul marchează în partida cu Armenopolis. O echipă Armenopolis care s-a impus aici la Turda cu 2-0 în cea de-a doua etapă a returului acestui sezon. O echipă care se bătea la promovare pe la mijlocul campionatului, însă câteva rezultate negative i-au scos pe Gerland din lupta pentru prim loc al seriei din Cluj la Ligia 4-a. Încă o intervenție bună pentru moment Alin Moldovan, însă rămâne Alin Totăzan la balon. Pasă în adâncime, ajunge tot la balon, este singur pe partea dreaptă, tot centrare în care e în zona lui Silaghi, foarte bine recuperează jucătorii ISC-ului pentru moment. David șude la distanța lui David și reușește să rețină Ursu. Am intrat în minutul 71 al partidei, ne oprim pentru moment, recuperează Odvoș, intră în careu, talona de Oroian, șutează Odvoș din nou, însă foarte bine se interpune Ursu. Foarte bună repriză secundă reușită de portarul oaspeților, am avut câteva intervenții foarte bune în fața lui David și iată în fața lui Odvoș. La celălalt care este Bucur la margine, șutează Bucur în blocajul lui Sacaci. Nu s-a atacat din spate Odvoș, de Odvoș și reușește să recupereze Potaisa. Se pregătește și intrarea lui Gheorghiță Lăcătuș în atacul celor de la Potaisa. Soporan. Odvoș. Probabil cel mai bun jucător al celor de la Potaisa în acest meci. Foarte bune intervențiile atât pe fază defensivă cât și pe fază ofensivă a lui Iuliu Odvoș. Recuperează Oroian. Tescar pasează în dreapta, Tescar până la Bucur. Talona de Sococi scoate în spate până la același Tescar. Centrează, însă foarte bine respinge Soporan. Recuperează Vali Marcu în duel cu Victor Soporan. Centrează Marcu, să reține fără probleme Marcel Lăcătuș. O posibilitate de a ieși pe contraatac jucătorii Potaisei. Silaghi. David. Lazar, foarte bună pasă, însă este surprins în offside. Silaghi a plecat puțin mai repede atacantul Potaisei și a fost astfel surprins în offside. Iată în minutul 73 se face schimbarea. Iese cu numărul 16 Eduard Lazar și intră cu numărul 9 Lăcătuș Gheorghiță. Bun meciul reușit de tânărul jucător al celor de la Potaisa, Eduard Lazar.
Aruncă de la margine Curia până la Tescar. Încearcă să schimbă partea Tescar, dar balonul ajunge fără probleme la Lăcătuș. Nicoară, Alin Tot. Otvoș, Savu. Iese Ursu și respinge până la Vali Marcu. Degajare foarte precisă a lui Ursu. Recuperează pentru moment Sacaci. Tescar pasă în stânga lui Tescar până în zona lui Câmpean. Florin Dan, șut al lui Florin Dan și foarte bună intervenția lui Marcel Lăcătuș. Lovitură de la colțul terenului pentru Industria Sârmii Câmpia Tuzii. Centrare înaltă în careu de unde respinge însă Nicoară până la Bucuri. La 17 Bucuri șutează însă în blocajul lui Totozan. Încearcă să trimite înapoi Totozan în zona colțului terenului, dar era un offside. Florin Dan și balonul va fi depus din colțul careului de 6 metri de Marcel Lăcătuș. Otvoș. Degajare lungă a lui Sokoci până în zona lui Gheorghiță Lăcătuș, dar recuperează foarte bine Vali Marcu. Foarte periculoase acțiunile de pe partea stânga lui Valentin Marcu, însă fără a avea vreun impact pe tabela de marcaj. Câmpean ridică mingea până la Bucur, șutează Bucur, însă pe lângă poarta lui Lăcătuș, foarte bună pasa lui Câmpean. Foarte bună intenția lui Vasile Câmpean, însă din poziție ideală Bucur a trimis pe lângă poarta apărată de Marcel Lăcătuș. Înalță Otvoș balonul până în zona lui Lăcătuș. Foarte bine se descurcă jucătorul intrat în minutul 73. Pasă însă prea lungă lui Lăcătuș în acest moment pentru David și este surprins în offside jucătorul Potaisei, moldovan. 17. Savu pasă în centru spre Silaghi. Lăcătuș scoate în centru, Lăcătuș greșit până la Silaghi și balonul este recuperat de Florin Dan. Faultat din spate de Savu Florin Dan și va fi cartonaș galben pentru jucătorul Turdenilor, minutul 78, vede și Alexandru Savu cartonașul galben la acțiune periculoasă pentru Industria Sârmii Câmpia Tuzii. Va fi o lovitură liberă de la aproximativ 25-30 de metri de poartă apărată de Marcel Lăcătuș. Va intra cu numărul 17 în formația celor de la ISCT, Marius Nicoară. Te-ai și cu numărul 7 Dorin Tescar. Lovitura liberă va fi executată de Alex Șoancă. Direct pe poartă Șoancă, însă reține fără probleme
Marcel Lăcătuș. Repune repede Lăcătuș până la David. Pasa lui Gheorghiță, Lăcătuș până același David. Are spațiu David pe partea stângă, atacat din spate de Curia. Foarte bună intervenția jucătorului din Câmpia Tuzii. Excelentă din poziție de ultim apărător. Din spate a atacat mingea și a reușit să recupereze Cicălăcean. Pasă greșită a lui Cicălăcean, reușește să recupereze Sakaci, Silaghi, Alin Totăzan, Savu, Odvoș, Lăcătuș. Pasă bună a lui Lăcătuș spre Silaghi, ajunge primul la balon Silaghi, însă este surprins în offside. Nu cred că a fost offside la această fază. Foarte bună pasă a lui Lăcătuș spre Silaghi, însă de la margine s-a ridicat Fanionul pentru a semnaliza o poziție de offside. Șoancă, pasă înălțimea lui Șoancă până la Florin Dan, însă greșește jucătorul sulmarilor. Preluarea, balon ajunge la Marco pe partea stângă. Centrare lungă a lui Marco până în zona noului, intrat din coare, însă balonul iese în afara terenului și va fi repus din colțul careului de 6 metri. Am intrat în minutul 80 al partidei. Potaisa Turda, Industria Sânei Câmpia Tuzii, 2-1 după golele marcate de Ștefan Silaghi și David Adrian pentru Potaisa, respectiv Lucian Oroian pentru ISCT. Bucur, pas în spate până la Curia. Oroian, din nou Bucur. Pasă greșită, recuperează Sokoci, Otvoș, David Silaghi, Lăcătuș. Pase bune a celor de la Potaisa, însă până la urmă reușește să recupereze Sârmari. Oroian, Șoancă, șut de la distanța lui Șoancă, însă pe lângă poarta lui Marcel Lăcătuș. Trebuie să pregătește să intre și Bogdan Nur de la Potaisa Turda. Lasă locul autorului golului de 2-1. David Adrian. Moldovan. Vali Marcu. Încercare de pasă lungă lui Marcu până la Câmpean. Foarte bine se interpune însă Victor Soporan. Florin Dan. Câmpean. Trimite însă Victor Soporan balonul în afara terenului. Pe celălalt stadion din Mievitează în continuare este 6-1 pentru Adeșmea Viteazul în disputa cu Armenopolis Gherla. Nicoară pasă spre Bucur, la 16 metri Bucur. Încearcă să șuteze Nicoară, însă balonul ajunge fără probleme în brațele lui Marcel Lăcătuș. Urdă. În spate până la Odvoș. Tău și la pressing jucătorii din Câmpia Tuzii se descurcă însă cei de la Potaisa. Silaghi pasă cu călcâia lui Silaghi pentru Urdă. Foarte bună pasă a lui Ștefan Silaghi. Are spațiu pe partea stângă Urdă. Intră în careu, atacat din spate de Cicălăcean și foarte bine recuperează jucătorul celor de la ISCT. Șoancă. Bucur. Pasă lungă lui Bucur, foarte bună până la Florin Dan. Duel cu Nicoara lui Florin Dan, șutează jucătorul celor din Câmpia Tuzii, însă mult peste poarta aproape de Marcel Lăcătuș.
Odvoș. Taca din spate, odvoș de Nicoada și este lovitura liberă pentru Potaisa. Intrat minutul 84, este 2-1 pentru Potaisa Turda în partida cu ISCT. Foarte bine se descurcă Savu între Nicoada și Oroian, trimite înapoi până la Victor Soporan. Preluare lungă a lui Lăcătuș, dar cu noroc balonul rămâne la Potaisa Nicoară, tot. Și va fi lovitura de la margine pentru Potaisa. Sakaci, odvoș. Și va fi repunele pentru ISCT. Bucur recuperează și aruncă repede la balon Oroian. Foarte mi intervine Silaghi, pasa lui Lăcătuș până la Alin Tot. Scapă singur Tot, acade în spate de Vali Marcu. Încearcă să dribleze, însă se depliază jucătorul de la Câmpia Toții. Nu are cu cine combina Tot și încearcă să centreze, dar balonul rămâne la fotbaliștii oaspeților, Cecălăcean. Greșește însă Oroian și balonul se recupera de Totăzan, Nicoară. Schimbă, întoarce în spate Nicoară, Sakaci, odvoș, Savu. Întoarce și Savu până la Sakaci, Soporan. Odvoș. Pasă lungă lui Odvoș până la Silaghi. Foarte bine a avansat Silaghi, însă excelentă de posedare a lui Mihai Cicălăcean. Bucur. Câmpean. Vali Marcu. Minutul 87 al partidului, în continuare 2-1. Șoancă, schimb în careu până la Florin Dan și șut al lui Florin Dan, este 2-2. Șut pe centrul porții al lui Florin Dan și din minutul 88 2-2 pentru 2-2 în partida Potaisa Turda ISCT. Singur la 16 metri Florin Dan a tras și Potaisa Turda ISCT este 2-2 din minutul 88. Se fac două schimbări în cele două echipe. Va intra cu numărul 16 Rusu Alex la ISCT și va ieși cu numărul 2 Bucur Alin. Din cel la Potaisa va intra cu numărul 19 Constantin Todea. Și a ieșit cu numărul 11 Alin Tot. Odvoș. Lăcătuș se întoarce, scoate în centru până la Silaghi, dar se acordă faul, dar
Marcelo Cătuș va fi lovitură liberă pentru Potaisa Turda. Secu Dosavu, lovitura liberă. Îl are în stânga pe Odvoș, acolo se îndreaptă balonul. Atacat de Curia. Centrare în care Oli Odvoș, însă fără probleme pentru Andrei Ursu, șoancă. S-a marcat și la mea evitează, este 7-1 pentru Arieșul în disputa cu Armenopolis Gherla. Vali Marcu. Avansează Marco, pasează în partea stângă la Câmpean. Se recuperează foarte bine Victor Soporan. Am intrat în minutele de prelungire, 3 s-au arătat de către centralul Dragoș Lunca din Cluj-Napoca. Savu, Lăcătuș, Odvoș recuperează foarte bine, însă Oroian avansează. Oroian îl vade în partea dreaptă pe Alexandru Rusu, pasează, însă este fault pentru Potaisa după intrarea lui Marius Nicoară la Victor Soporan. Cu aceste două goluri marcate astăzi, Potaisa Turda a ajuns la cota 101 în acest sezon al Ligii a 4-a, zona Cluj. Probabil ultima la atac al acestei partide, Silaghi, Lăcătuș, Urdă. Foarte bine intervine Silaghi și este cartonaș galben pentru Marius Nicoară. Al treilea cartonaș galben în formația din Câmpia Toții după cele văzute de Dorin Tescar și Mihai Cecalăcean în prima repriză. Executor, Voș, lovitura liberă, scurt până la Savu. Faultat Savu de același Marius Nicoară. În careu până la Ghiță, însă este surprins în offside Lăcătuș și va fi indirectă pentru Potaisa, pentru ISCT. Vali Marcu avasează. Vali Marcu pe partea stângă trece fără probleme de Alin Totăzan. Centrare în careu Marcu, însă respinge Robert Sococ. Todea, Totăzan. În acest moment se încheie partida Potaisa Turda Industria Sărmi Câmpia Turzii 2-2, final de sezon pentru cele două echipe în campionat, cel puțin, pentru că marți se dispută finala Cupei României zona județeană, partida care va fi transmisă de asemenea direct de Turda News, atât de pe stadionul municipal. Ne reauzim cu campionatul Ligii a 4-a sezonul viitor, când sperăm că Potaisa Turda va avea ca obiectiv până la urmă promovarea și vom avea din nou la Turda